Vineri 13 mai, cei 21 de consilieri locali Rămașcan sunt chemați în ședință ordinară, pe ordinea de zi figurând 15 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără și propunerea ca George Bălan din partea PNL, printre ultimii aleși locali validați în acest mandat, să preia rolul de președinte de ședință. Conform proiectului de hotărâre supus dezbaterii plenului, George Bălan ar urma să fie președinte pentru ședințele din luna mai și iunie. Acesta a intrat în Consiliul Local la finele lunii august a anului trecut ca urmare a demisiei lui Daniel Petra. De obicei, ședințele ordinare de Consiliu Local se țin în ultima joi din lună, dar cea de acum a fost devansată și pentru că, de sâmbătă 14 mai și până duminică 22 mai, se desfășoară zilele municipiului Roman, iar următoarea săptămână reprezintă și finalul campaniei electorale, motiv pentru care consilierii își vor umple timpul cu politica. Cum alegerile locale pentru desemnarea componenței noului Consiliu Local vor avea loc pe 5 iunie, cel mai probabil aceasta va fi ultima ședință de plen din acest mandat.